Bună dimineața, bună ziua sau bună seara. Depinde când te uiți la acest video. Eu sunt Omul cu Natura, iar astăzi este despre oameni. Vorbim cu oameni, vizităm oameni și facem fapte pentru oameni. Îl știți pe Andrei CH, cel cu care am făcut un podcast, cel căruia i-am reparat căruciorul, i-am făcut rost de o roată, de un cauciuc pentru roata lui. Bine, nu eu, cineva din Italia i-a făcut rost. El m-a rugat să-l ajut să-l duc la niște prieteni de-ai lui, cu mașină, bineînțeles. Niște prieteni de-ai lui care sunt de asemenea vloggeri. Și astăzi a hotărât ca să meargă la ei. Chiar dacă plouă, este o vreme și chiar dacă a venit frigul, după cum se vedeam și geaca, am și fesul pe cap, ce să facem? Natura nu ne oferă o vreme totdeauna pe placul nostru, dar e bună și vremea asta, e utilă. Cei care stau la casă și au grădină știu de ce. Ei bine, Andrei m-a rugat să-l duc azi la prietenii lui, la vloggerii prieteni de-ai lui și am decis să-l ajut. La cine vom merge? Vom merge la doi vloggeri, Daniel și Nuțu, niște băieți care au preluat o casă dărăpânată de la țară, au reconstruit-o, au remodelat-o și au renovat-o și și-au făcut o grădină mică pe lângă casă. Veți vedea când ajungem acolo despre cine este vorba și ce putem învăța de la acești băieți care sunt la fel ca noi, iubitori de natură. Așa că haideți să mergem! Cu o grabă limitată am ajuns la Andrei, care era nerăbdător să plece la drum, să iasă în natură, să își vadă prietenii sau, cum îmi place mie să zic, colegii de YouTube. Salut, Andrei! Salut! Ce faci? Pregătit? Da. Ești pregătit. Mergem, da? Nu te împiedică ploaia, nu? Hai să mergem, ne îmbarcăm și plecăm. Noi acum plecăm de casă, am avut o mică întârziere. Sunteți acolo, da? Perfect! Ați pregătit grătarul? Eu vin cu mâncare de acasă, cu porc, am tăiat un porc la mă mașină în portbagaj. Acum nu prea mai aveam loc de un porc în portbagaj, dar a meritat glumă. Oricum, se vede bucuria pe chipul lui Andrei. După un drum cu mici peripeții, am ajuns în cele din urmă la Căsuța din Mândrești. Un proiect Daniel și Nuțu plus echipa. Dacă nu plouă. Dacă plouă, e imediat. Problemă, da. Noi venim pe partea cealaltă. Dar nu trebuie plouă. Ce? Nu, nu. Am văzut prin Bacău, au luat-o bine. A fost plinișoară la noi. Da? Ai dat da. Drumul la... Da, facem aici am ajuns la băieți. O mică petrecere, o mică masă. Dar de când am vrut să facem mâncare? V-am așteptat, am zis, băi, întârzi. Din cauza mea, întârziat. Hai să vă arăt ce scaun avem aici. Ăsta meu e varianta originală, l-asta pornit de aici. Băieții au fost foarte amabili cu noi, cum de fapt sunt cu toți cei care îi vizitează. Deși nu voiam, ne-am simțit adevărați musafiri. Ne-am simțit ca în familia de la Mândrești, cu oameni simpli, modești și puși pe muncă și planuri de viitor cu locația de față. Dar hai să ascultăm câteva cuvinte de la ei despre acest proiect ce îl găsiți și pe YouTube, pe canalul lor, Daniel și Nuțu. Este Daniel, ăsta e proiectul vostru, nu? Casa din Mândrești. Da, asta e Căsuța din Mândrești, așa se spune. De fapt, ăsta e numele vechi. Eu am zis la începutul vlogului, am zis că e o căsuță dărăpânată pe care voi ați preluat-o și ați exact, reconstruit-o. Exact. Am trecut prin aprilie. Nu v-a fost frică că o să aveți piedici, eu știu... Ba da, pentru că nici noi nu știi construcții, nu știi lucrări. Da. Oricum, a pus rampă ea. Oricum, dar știu că voi ați fost, sunteți o echipă mai mare, unul mai plecat, da. Răzvan. Cine mai vine, cine mai pleacă în funcție de... Dar mereu sunteți puși pe construit. Nu este inventat. Da, mai facem ceva pe aici. Ba dintr-un cauciuc de ăla, din mijloc. Ba din lemn, ba din plasă. Deci sunt chestii manual făcute. Eu le-am văzut. Acum arăt. Asta nu-i făcută. Abonați. Ce îmi place la ei este că improvizează orice. Fac dintr-un lucru nefolositor ceva ce poate fi util. După cum vedeți și în imagini, scaune, decorațiuni și altele. De asemenea, din experiența lor, pot învăța și alții. Și ceea ce apreciez la ei este faptul că ajută și ei.
Daniel și Nuțu, copii, tineri și vecinii locului, cum ar fi Izabela, fetița vorbăreață și pricepută la calcule, cum ar fi Nea Gheorghe, cu niște sfaturi sau glume bune și povești triste de viață și poate mai sunt și alții. Adică abonații mei care nu s-au abonat la tine, sfătuiesc să aboneze pentru că au ce... În ultimul video mi-a plăcut că ai educat... Care a fost ultimul clip cu Izabela? Da, deci... Deci, cu calculele, cu cititul, cu asta, foarte frumos din partea ta. Adică... Da, da. Dar știi care e problema? Că multă lume am văzut... Intră la noi și lasă comentarii urâte, știi, despre ea. Că vorbești, că nu știu cum... Vorbești e clasa a treia, primul rând. Da. Și la mulțări și la împărțări. Exact. Și nici nu are situații foarte bună acasă, știi? Adică, din puținul care este, eu am făcut... Da. Foarte bine. Știi? Ai puțin și faci mult. Ți-ai secretul bucătarului. Era bună slănină, de slănină. Da, din unde? Slănină a ajuns la mare căutare. Ia, păi. Eu am că e 30 de lei kilogram de slănină. Și carne 15. E plin deja aici. Aici acum facem 6 kg. Alex, după cum dai, nu cred că ți-e foame. Ce faci? E mort Alex de foame. De la muncă mă văd. La unde muncești? Duce o viață grea, Alexandru. Unde? La Tesla. A, la... Intertranscom. Intertranscom, da, acum. Știu, cine nu-l știe pe Tesla? Păi era a treia fabrică de sârmă de Buzău din țară, el o avea, ca mărimi. Cât am așteptat jarul de grătar să se facă, am stat la povești și planuri. Mai pe lângă foc să ne încălzim. Dar tu ai și un solar, două, trei. Proșase. Și de când? Păi nu, că astea sunt chestii care lumea le învață. Da, am văzut, că postez de la solar cu băieții și... Mai postam, dar acum nu prea mai postez, că... Ce se întâmplă? Nuțul nu prea el așa cu muncă la solar, știi? Vine acolo mai mult. Ai rășadă, ai pus, ai ieșit, de când? Deja ai pus în rășadă, în solar rășadă. Da, trebuie. Le-ai scos din ghiveci, le-ai pus în... Dar de când te ocupi de solar? Dar nu eu, că mai mult ai, nu, sunt în familie. Ai în familie. Da, în familie. Dar din nou, din solar, peste 20 de ani. Primul solar făcut, cred că a fost solarul care a stat cel mai puțin din istorie. O noapte. Că a venit zăpada. Și l-a pus la pământ. Noi l-am făcut mai lemn de astea, mai subțiri. S-a pus zăpada și dimineață... Te trezeai să vezi un solar de aici până în gunoiul ăla, în spate. Totul era la pământ. Folii sparte, lemnele rupte, totul era distrus. Dar așa cum ai asta văzut? Asta a fost prima experiență cu solar. Prima experiență. Da, că a doua oară am pus 10 pe 10. Și nu mare treabă, știi? Puneam aici frumos mâncare, puneam, făceam... niște scaune. Urmează! Nu poți totul de ăla. Poți prea mult. Știi cum e? La început trebuie făcut și acolo, ăla cade, ăla se rupe, ăla se strică, ăla nu mai este nici, nu mai este care e. Da, din nou. Dar oricum, cum a fost casa asta, voi ați scos-o bine. Ținând cont că noi abar n-avem de făcut, de reparat, de construcție. Dar ați învățat pe parcurs. Am învățat. Cum am crezut. Bine că din multe ori n-ai văzut. Noi făceam și vedeam comentarii. Băi, dar se vorbește de sus în jos, nu de jos. Băi, le-a început acolo, scu, mama mea, spune, tați mai oameni ușor, că nu sunt arhitect și fac ceva și nu mă percep, știi? Ai, și atunci? Toți sunt mizeria așa, oameni, dar știi? Așa se spune, dar noi nu suntem mizeria așa. Nici n-avem pretenții să fim numiți. Dar, din oarecare motiv, lumea tot timpul știa impresia că băi, ăștia sunt mizeria așa. Pregătit mici. Și fac ceva și se percep și nu fac bine. Mici, cărnați. Ia zi... Ți-i foame, Andrei? Ne-am gărmit? Nu, pregătit. Nu, am luat 3 mese până acum. Băi, dacă vin acum, băi, dacă știu că vin aici... Băi, da, ei nu știau exact cum se face ca la carte totul, dar nu au dat înapoi. Au prins curaj, ce-i drept și de la abonați și au mers mai departe. Dar stați să vedeți ce au făcut în spatele curții. Asta e mini grădina din Mândrești, uite Bradu. Asta e Bradu de Crăciun? Ce-a spus aici? Primul strat aici, ceapă. Așa. După aceea, următorul strat e complet de ridichi. Păi da, ce frumos, vede încolo. Și abia al treilea, care e jumătate pus, pătrunjea. Asta de frunze. Bine, cine vrea să vadă, să uite la ultimul video la voi. Exact. Ei, și aici vrem să facem un solar. Tot aici în spate, numai că să văd unde. Ori acolo, în spate, ori aici. Vrem să facem un mic solar. Unde să punem niște roșii, niște ardei și castraveți. Eu v-am adus niște semințe de oregano. Asta e un condiment. Da, e un condiment. Și eu le-am obținut de la cineva, sunt foarte mici, sunt cam acu, așa de mici.
da, semințele și sunt acolo ție. Asta să... Asta normal, cred că se pune în ghiveci sau ceva. Eu am, sincer, eu am pus în ghiveci acasă și mi-a ieșit. Exact, de asta știu. Și eu crește tu, așa, mult, da, nu? Da, da. Mult. Gardul din spate, până la colțul la șandrama și vrem să închidem așa. După, încolo, la deal. Am un isac acolo. Da, să mergem și să închidem tot. Au, te aveți și urzici aici? Ba, ai mâncare naturală. Anul trecut? Ai și... Da, știi câte urzici erau pe aici? Doamne ferește, cam păduri. Tu, fii așa de... Cât îi dai cu ochii, nu mă urzică. Ziceam de vecinii locului. Acum îl veți cunoaște pe bătrânul care pe mine m-a impresionat până la lacrimi cu povestea lui. Poveste ce o găsiți pe canalul băieților Daniel și Nuțu. El este Nea Gheorghe. Vazia cu Nea Gheorghe, azi că nu vine. Nea Gheorghe are magnet. Dar nu știi pe Andrei, nu știi. El e băiatul la care am fost atunci când ți-am să mergem la Roznov. Zicea că vrea să vină el la Roznov. Uite că a venit Andrei. Dacă acum l-ai văzut în realitate. Asta-i dar n-ai fost acasă, unde e? A fost Nuțu. Și cum faci, da? Ne-a cajat amul. Cu Dumnezeu. Are ambiții, are forță. Foarte bine. Uite. Eu sunt Ciprian. Ion. Hai și de la mare. Am și eu sunt. Viața e... Șeful de grătar, Alex, a terminat grătarul singur și ne-am așezat la masă în foișorul făcut de băieți pentru a ne adăposti de frig. Masa a mers ca unsă pe o vreme de iarnă, am îndurat frig, dar a meritat. Între timp, am admirat peisajul care era puțin ploios, chiar spre Lapoviță și Nisoare, peisaj ce se vede din foișorul băieților. La final ne-am îndreptat spre interiorul căsuței, deoarece eram foarte curioși de lucrarea făcută de Daniel, Nuțu, Alex și alți membri ai echipei. În caz de sunteți și voi curioși, priviți imaginile și nu fiți critici. Nu mulți pot face așa ceva. Pornești ceva dimineața așa. A fost o zi obositoare, cu ploaie, cu lapoviță, cu noroi, dar reușită, zic eu, întrucât am reușit să facem și fapte bune, atât pentru Andrei, pe care l-am adus la prietenii lui, dar și pentru alte persoane, fapte la care a contribuit și Daniel și Nuțu. Deci nu ezita să faci un bine atunci când poți, fie că îl faci omului, fie că îl faci naturii, oricum, acest bine ți se va întoarce odată și odată. Ăsta e proiectul Căsuța din Mândrești al vloggerilor Daniel și Nuțu. E o căsuță construită aproape de la zero. Intrați pe canalul lor și vedeți toată povestea. E o poveste adevărată aici. Sunt lucruri care putem învăța de ele, lucruri care se fac doar la țară. Și de asta zic că lucru care se face în mediul rural e sfânt, cum spuneau bătrânii noștri. Noi ne pregătim să plecăm de aici. Este foarte frig. Mă scuzați pentru... căciula care mi-a venit pe ochi, dar nu mai pot de frig. Ne grăbim să mergem, să ajungem cât de cât pe lumină și
Vă aștept la următorul video. Sper că v-a plăcut. Vă aștept cu un like, un subscribe, atât la mine cât și la băieți. Și ocrotiți natura ca și ea să ne ocrotească. Stai așa, omul cu natura. Noi am fost Daniel Șinuțu. Da. Vă salutăm din Mândrești. Salutare la toată lumea. La toată lumea care se uită. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like la videoclip acolo. Abonați-vă. Subscribe. La cine ne-a abonat, mulțumim și așteptăm musafiri. Inclusiv Nea Gheorghe vă salută, toată lumea vă salută din Mândrești. Salutare. Și pe data viitoare, nu uitați acolo, un like, subscribe acolo jos. Să ne vadă și like și subscribe. Vă mai așteptăm. Exact. Mai venim. Da. Venim când vine căldura. Hai, salutări și data viitoare. Ciao, ciao. Ciao, ciao.